Bună ziua! Azi voi pregăti somon la cuptor cu sos de portocale și lămâie. Am aici un filet de somon de 1,5 kg. L-am curățat bine de sos, l-am spălat și l-am tamponat cu prosoape de hârtie ca să-l usuc. Acum voi porționa somonul. Așa, bucăți atât de groase. Într-un castronel pun o lingură de sare mare. Am aici un amestec de boia dulce, piper măcinat și usturoi granulat, mi-a rămas de la slăninuță și o să adaug o lingură din acest amestec. Adaug 100 de mililitri de ulei de măsline. Amestecăm foarte bine. Adaug și o lingură de zeamă de lămâie. Pun câte un pic din amestec pe fiecare bucată. Întind amestecul pe toată bucata de pește. Am terminat de uns bucățile de somon, îl voi băga la cuptor la 180 de grade pentru 30-40 de minute sau până se rumenește frumos. Vă spun exact după ce îl scot cât l-am ținut. Acum vom stoarce 5 portocale și 4 lămâi. Avem nevoie de sucul lor. Într-o cratiță pun o lingură de amidon de porumb. Turnăm sucul de portocale și de lămâie peste amidon și amestecăm. Am aici cam 1,5 litri de suc de portocală și lămâie, peste care voi pune o lingură de miere. Amestecăm până se topește mierea. Punem sucul de portocale și de lămâie pe aragaz și îl ținem pe foc până se îngroașă. Amestecăm în el, îl lăsăm până se îngroașă. Sosul de portocale și lămâie este gata, s-a îngroșat. Dacă îl doriți mai gros, puneți mai mult amidon. Mie îmi place exact așa cum e, nu vreau să fie foarte gros. Îl mai las un minut și opresc focul. După 20 de minute am scos tava cu somonul și mai ung somonul cu uleiul care este în tavă și după aceea bag din nou la cuptor pentru încă 10 minute. Somonul este gata, e foarte gustos, foarte, foarte gustos.